care a fost semnat și care a fost trimis la monitorul oficial, urmează să se publice în maximum 2-3 ore, în care sunt clarificate toate, absolut toate aspectele ce țin de funcționarea școlilor, atât din perspectiva educației, cât și din perspectiva sanitară. Schimbările importante, în rezumat, o să-l rog pe domnul ministru să prezinte partea medicală și completări la ceea ce Ministerul Educației consideră schimbări importante, sunt următoarele. Ne-am decuplat atât de rata de incidență a infectărilor, cât și de rata de vaccinare a personalului din învățământ. Parametru, rata de vaccinare personal din învățământ, introdus în data de 5 noiembrie 2021, consider că a fost o motivație puternică pentru ca în prezent personalul din învățământ să fie cea mai numeroasă în valoare absolută categorie socioprofesională vaccinată. Mult peste 70%. La acest nivel de vaccinare în școli a contribuit, fără doar și poate, și introducerea, acum 2 luni, a acestui parametru rată de vaccinare. În prezent, dată fiind specificitatea variantei Omicron, și nu intru nici de cum pe domeniul domnului profesor Rapila, s-a propus, s-a explicat, s-a analizat în profunzime schimbarea modului de abordare către gradul de încărcare a mediului spitalicesc. Pragul este de 75%, un prag care nu este atins în niciunul dintre județele României în prezent, deci din perspectiva educației, luni, toate școlile și toate grădinițele din România, din această perspectivă, vor putea să funcționeze cu prezență fizică. Cea de-a doua schimbare este a suspendării activității cu prezență fizică în fiecare clasă din școală sau în fiecare grupă din grădiniță, atunci când sunt 3 cazuri de infectare în 7 zile consecutive. Este o schimbare importantă. Se păstrează regula intrării în online a întregii școli atunci când cel puțin jumătate din numărul de clase au activitatea fizică suspendată. Suspendarea clasei, activității fizice în clasă, se face prin decizia Consiliului de Administrație al școlii. Suspendarea activității fizice la nivelul întregii unități de învățământ se face prin decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, respectiv a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgență. Regulile se aplică unitar la nivelul fiecărui județ, cu excepția regiunii București-Ilfov, care, din cauza specificității cunoscute, vor fi tratate împreună. Analiza se va face în ansamblu București-Ilfov. Este singura excepție. Restul vor funcționa cu prezență fizică sau, dacă va fi cazul, sperând să nu fie cazul, vor trece în online, toate școlile și grădinițele dintr-un județ, atunci când situația se va agrava, dacă se va agrava în acel județ. Spre deosebire de decizie suspendarea activității clasă din hotărârea Consiliului de Administrație al școlii, repet, la nivelul unei școli este nevoie de hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Acestea sunt schimbările majore care fac posibilă derularea procesului educațional în condiții maxime de siguranță sanitară, maxime într-un context dat care este complicat. Modelul, să știți că nu este original românesc, a fost adoptat și în alte țări, spre exemplu, Franța până săptămâna trecută a funcționat pe aceeași regulă, suspenda activitatea într-o clasă, dacă apăreau 3 cazuri într-o clasă. Ulterior, precizez că noul protocol sanitar din Franța prevede că și la depășirea celor 3 cazuri, clasa își continuă activitatea cu prezență fizică, iar cei care sunt infectați se izolează aceleași perioade de timp pe care le-am adoptat și noi. Am încercat să sintetizez, domnule ministru, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație și pentru colaborare Ministerului Educației și, bineînțeles, domnului ministru Câmpeanu. Noi am încercat să ajutăm Ministerul Educației să poată să ia o decizie echilibrată în ceea ce privește funcționarea școlilor. Ne dorim, așa știu cel puțin, din tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, să
menținem școlile deschise, nu cu orice preț, ci trebuie să adaptăm modul în care deschidem școlile sau le menținem deschise în funcție de evoluția epidemiologică, dar și de particularitățile noi ale tulpinii Omicron, care au schimbat tabloul, dacă vă uitați ce se întâmplă și în România și în alte țări, față de trecut. În ce sens? În sensul că această boală are o transmisibilitate în momentul de față mult mai mare. Cifre incredibile, de exemplu, în Franța, 300.000 de cazuri noi într-o zi, Marea Britanie, Italia, peste 200.000 de cazuri noi într-o zi și gândiți-vă că sunt țări care au o populație cam de 3 ori mai mare decât populația României. Am discutat, dacă vreți, în cifre românești, undeva între 80 și 100.000 de cazuri pe zi. Nu suntem, din fericire, în această situație, însă ceea ce observăm în paralel este că numărul de cazuri internate din numărul de cazuri noi înregistrate zilnic se situează în jurul valorii de 2-2,5%. Deci cam atâția se internează în fiecare zi, în plus 200-250 de persoane sunt internate în spitale, cu toate că înregistrăm, vedeți, cifre foarte mari la nivelul cazurilor confirmate, care se apropie de 10.000 de persoane zilnic. Și atunci noi am reflectat împreună cu colegii de la Institutul Național de Sănătate Publică să găsim o soluție rezonabilă, nu știu dacă e perfectă, dar o soluție rezonabilă, care să permită deschiderea, funcționarea școlilor, pe de-o parte, și să permită luarea unor măsuri care să împiedice blocarea sistemului de sănătate, pentru că dacă discutăm despre această infecție, vedeți că ea se transmite și la persoanele vaccinate. Domnul ministru făcea referire la acoperirea vaccinală din școli, care, sigur, a fost un instrument util, a crescut, a dus la creșterea acoperirii vaccinale în rândul persoanelui didactic și nedidactic, dar boala se transmite și la persoanele vaccinate, chiar dacă într-o formă ușoară, sau mult mai ușoară decât în cazul celor nevaccinate. Și trebuie să înțelegem că sănătatea acestei generații de copii, mă refer la dezvoltarea lor fizică, la dezvoltarea lor psihică, depinde de funcționarea școlilor. Totuși, am prevăzut o situație în care școlile dintr-un județ se închid, atunci când 75% dintre paturile destinate COVID conform planului de reziliență sunt ocupate, atunci recomandăm închiderea școlii. Așa cum v-a spus domnul ministru, există o procedură prin care Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență decide încetarea cursurilor, dar în mod evident atingerea acestui parametru ne dorim să fie cât mai întârziată sau deloc. Care e situația de astăzi? Situația de astăzi, și să-mi permit să vă citesc câteva cifre, ele vor fi disponibile pe site-ul fiecarei direcții de sănătate publică. Variază între gradul de ocupare al paturilor, cel mai mult în județul Suceava, 34%, urmat de Cluj, 28%, pentru București și Ilfov, 16%, între paturi sunt ocupate, iar la nivel național, 16% este gradul mediu de ocupare al paturilor destinate aceste infecții, un total de 25.000 de paturi, inclusiv paturile ATI. Probabil că și o să încerc să răspund la două întrebări pe care dumneavoastră s-ar putea să mi le pune și aș vrea să răspund chiar înainte ca să lămurim lucrurile. De ce 75% probabil? E una dintre întrebări. Pentru că a fost o evaluare a colegilor din zona de sănătate publică și de asistență medicală care consideră că atingerea acestui prag trebuie să ducă la luarea unei măsuri care să reducă transmisibilitatea și brusc, și atunci vom solicita această decizie de închidere a școlii pentru un interval de timp care să ducă la scăderea până la 70%. De ce nu tot până la 75%? Ca să nu ne jucăm în jurul acestei cifre, este important să fie o
diferență sensibilă încât atunci când redeschizi școala să nu fii în situația ca săptămâna viitoare să o închizi din nou. Este bine să existe continuitate pentru procesul de învățământ. De ce trei cazuri într-o clasă? Pentru că aceasta este definiția focarului epidemiologic pentru orice boală transmisibilă și pentru pojar, rujeolă, da? Și pentru oreon sau parotidită epidemică și, bineînțeles, și pentru această boală folosim un etalon care este cunoscut de toți epidemiologii. De ce 7 zile? Pentru că aceasta o considerăm o perioadă de incubație. De exemplu, un copil se îmbolnăvește în ziua 1 și atunci perioada de incubație în care ar mai putea să apară cazuri să fie, în general, este mai scurtă, mai ales la tulpina Omicron și am ales 7 zile. Școala se închide dacă acest lucru, respectiv suspendarea activității din clase, se întâmplă simultan în jumătate dintre clasele din școala respectivă, atunci ea intră online. Cam astea sunt elementele pe care le-am avut în vedere și care cred că vor face posibile 2 lucruri. Sustenabilitatea procesului de învățământ și, cum vă spuneam, nu e vorba doar de procesul de învățământ, e vorba de modul în care se vor dezvolta copiii acestei generații care au fost vitregiți și afectați foarte serios în ultimii 2 ani de ceea ce s-a întâmplat. Să încercăm să ținem un echilibru cu capacitatea de acordare asistenței medicale, iar lucrul ăsta este coroborat cu un cadru mult mai larg pe care l-am construit, a zice eu, într-o perioadă de timp record, în ciuda diverselor comentarii, critici și așa mai departe, care înseamnă creșterea foarte mare a capacității de testare la medicii de familie, creșterea capacității de evaluare și de investigare a pacienților care prezintă forme medii de boală sau prezintă comorbidități la nivelul celor peste 200 de centre de evaluare de la nivel național, accesul la medicație antivirală specifică în centrele de evaluare și în spitale și încercăm să aducem și în farmacie unul dintre antiviralele care, să spunem, se pretează la eliberare în farmacie, dar, repet, numai cu prescripție medicală și după evaluarea pacientului și, bineînțeles, pregătirea spitalelor, încât ele să acorde, pe de-o parte, îngrijiri pacienților COVID-19 categoric, dar menținerea funcțională a spitalelor încât să poată să acorde asistență medicală tuturor categoriilor de pacienți. Astea sunt măsurile pe care noi le-am luat, am lucrat foarte intens în ultimele săptămâni, să putem să facem operațional acest sistem. Mă bucur că există în momentul de față legislația aprobată și în scurt timp, atât medicii de familie, în zilele următoare, asta înseamnă scurt timp, cât și centrele de evaluare ale pacienților pot încheia contractele cu casele de asigurări de sănătate, încât acest sistem de medicină ambulatorie care să prevină supraîncărcarea spitalelor să devină operațional. Vă mulțumesc, dacă vor fi întrebări. O completare înainte, dacă îmi permiteți. Ziua de referință va fi ziua de joi a fiecărei săptămâni pentru scenariul de săptămâna următoare, iar din perspectiva educației vă pot spune că săptămâna nu se va fragmenta, ci se va lucra pe prezență fizică toată săptămâna sau, dacă se va ajunge în situația în care, din cauza depășirii gradului de 75%, 4 destinate pacienților COVID, se va trece în online, acel online va fi pentru toată săptămâna. Într-adevăr, și noi am susținut că dacă am fi păstrat 75% la intrarea în online, 75% de la ieșirea din online, am fi ajuns exact în situația prezentată de domnul ministru, în care n-am fi jucat cu, între ghilimele, dacă îmi permiteți termenul, cu școala închis-deschis, ceea ce este inadmisibil. Da? Deci e vorba de o confirmare a trendului. Mulțumesc pentru posibilitatea de a completa. Vă ascultăm. Ce să ne spuneți, vă rog, potrivit cazurilor pe care le-ați făcut până în acest moment, în câte săptămâni am putea ajunge să aplicăm ceea ce prevede acest lucru? Nu pot să vă spun, vă dați seama cine poate să spună lucrul ăsta și întrebarea corectă sau completă a dumneavoastră, nu corectă, complet ar fi fost în care județ. Pentru că vedeți, diferența este mare. Media națională de 16, în județul Suceava avem 34. Sigur că sunt multe elemente care pot contribui la
schimbarea situației într-un județ, care înseamnă începe cu gradul de vaccinare a populației din județul respectiv. Nu știu dacă e coincidență sau nu, de exemplu, județul Suceava are probabil cea mai mică rată de vaccinare, acoperire vaccinală din țară. Și vedeți că are cea mai mare grad de ocupare a paturilor din spital, 34. Sigur, nu e îngrijorător, apropo, până la 75 mai este un ecart destul de mare, dar în mod evident, evoluțiile depind de la județ la județ. Întrebarea la care vreau să răspund tot așa, fără să-mi fi fost încă pusă, dar știu că este pe buzele multora, se referă la închiderea școlilor într-o localitate și de, adică, chestiune legată, nu putem să lucrăm cu localități, lucrăm cu județe, pentru că asistența medicală se acordă în județ. Marea majoritate a localităților din stare nu au spitale. Deci nu pot să raportez populația dintr-o localitate la, pentru că ea nu are asistență medicală ca să pot să fac calculul ăsta localitate cu localitate. Mai mult, București și Ilfov, care sunt o aglomerație urbană, în mod evident, mulți dintre cei, sau majoritatea celor care locuiesc în Ilfov, lucrează în București. Sunt foarte mulți care au chiar două locuințe, județul Ilfov și București și așa mai departe. Deci e clar că această entitate trebuie reglementată și măsurată unitar și pacienții sunt internați, indiferent că sunt din Ilfov, în spitalele din București. Până la urmă, județul Ilfov are doar două spitale, așa că este, cred, o abordare corectă care răspunde dezideratului de sănătate publică. Aici o să vă răspundă domnul ministru Câmpea. Care este circuitul, nu știu, inspectoratul județean, anumite inspectoratele școlare, inspectoratele anumite școli? Care este mai exact acest circuit? Este cât se poate de clar și de simplu mecanismul. Tocmai de aceea am făcut precizarea că în fiecare zi de joi, Ministerul Sănătății, prin mecanismul de alertă, va afișa situația privind gradul de ocupare a paturilor COVID în fiecare județ, pe site-ul Ministerului, probabil centralizat, și oricum pe site-ul fiecărui DSP, iar Ministerul Educației va prelua aceste informații și le va afișa și pe site-ul propriu și ele vor fi afișate și pe site-ul fiecărui inspectorat școlar județean în parte. Deci datele vor fi cunoscute din toate perspectivele. Oricum, atâta vreme cât domnul ministru v-a prezentat că gradul maxim de ocupare este de 34%, a spus da, în Suceava. Avem și un județ, am văzut, în care gradul de ocupare este doar 3%. Suntem încă departe de acest scenariu și regimul de funcționare normal va fi acela cu prezență fizică în toate județele. Pe măsură ce un județ se va apropia, dacă se va apropia, de gradul de ocupare de 75%, aceste lucruri vor fi cunoscute din pe timp, site-urile proprii, din timp și sunt și comunicate populației. Exact. Pentru că... Nu, nu. Ele vor fi notificate, acesta este pragul și atât. În mod evident, există o raportare către direcțiile de sănătate publică. Știm lucrul ăsta și se colaborează cu inspectoratele școlare, în acest sens. Și ulterior, dacă se spune că avem foarte multe cazuri de infectare, dar la clase diferite, școala rămâne cu activitate și prezență fizică, deși are mai... Ea rămâne cu prezență fizică până jumătate din clasă intră online. Când jumătate din clasă intră online, se suspendă activitatea întregii școli. Asta, de acum o să fie câte 3 de luni. Asta au fost regulile până astăzi. Atâta vreme cât nu s-a publicat încă în monitor oficial, regula rămâne valabilă încă 2 ore. După ce se va publica în monitor oficial, exact cum spune de luni. Ministru, se... De luni? Dar ce mai important de rata de vaccinare de luni? Pentru că rata de vaccinare, sau mă rog, criteriul introdus de Ministerul Educației în luna noiembrie, cred, nu? E adevărat, 5 noiembrie, da. Da, pe 5 noiembrie, deci avem mai mult de 2 luni de când a fost introdus, se referea la o situație în care discutam de o tulpină mai puțin transmisibilă, care era tulpina Delta, cu toate că și ea la rândul ei față de tulpina originală era tot așa mai mult transmisibilă.
Iar protecția oferită de vaccin, în ceea ce privește oprirea transmiterii, era mai mare pentru tulpina Delta decât pentru tulpina Omicron. Acum vedem că există destul de multe cazuri și la persoanele vaccinate. Diferența majoră pentru care pledăm în continuare pentru vaccinare, și o să repetăm lucrul ăsta tot timpul, este legată de proporția de forme grave și de decese, care este mult, mult mai mică în rândul persoanelor vaccinate. Deci e clar că vaccinarea constituie un mare avantaj, dacă vreți, pentru persoanele care decid să o facă. Încurajăm și părinții să-și vaccineze copiii. Noi am pus la dispoziție, cred că ați primit cu toții, un ghid cu răspunsuri și întrebări referitoare la vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 11 ani. Vreau să repet, noi oferim întreagul sprijin. Domnul dr. Gheorghiță v-a informat ieri despre modul în care se va desfășura, din punct de vedere logistic, campania de vaccinare. Noi am pus ca și Ministerul al Sănătății la dispoziție toate informațiile părinților și sunt un material extrem de bun făcut de medici pediatri cu foarte mare experiență care au îngrijit copii COVID în această perioadă, dar în niciun caz nu o să legăm, cum există speculații de presă sau, mă rog, nu știu dacă de presă, probabil că în social media mai degrabă decât speculații de presă, referitor la obligativitatea vaccinării la copii, nu s-a pus problema asta și de asemenea nu s-a pus niciun fel problema restricționării accesului la învățământ în funcție de vaccinare. Este un lucru care nici măcar la care nu ne-am gândit. Domnule ministru, elevii vor mai fi testați? Cum? Acasă? La școală? Aici din nou îl invit pe domnul ministru să vă răspundă, pentru că este în zona de competență a domniei sale. Și cu ce fel de teste? Despre ce fel de teste? În primele săptămâni de aplicare a testelor non-invazive pe bază de salivă, știți foarte bine, au fost distribuite spre administrare, mai corect spus, 13 milioane de teste, din care doar 111 au fost confirmate ulterior prin teste PCR. Săptămâna trecută, când au funcționat cu prezență fizică doar elevii de gimnaziu și liceu, au fost distribuite doar 1,5 milioane, de aproape 10 ori mai puțin. Și totuși numărul de cazuri confirmate a fost prin teste PCR, a fost mult mai mare decât cazurile confirmate la administrarea 13 milioane. Asta arată că elevii, părinții, profesorii au început să se obișnuiască cu administrarea acestor teste, care au fost solicitate de multe luni de zile. Din păcate, acele contestații care au blocat achiziția au făcut în așa fel încât am ajuns în situația în care în această săptămână n-am avut teste. Am primit asigurări că în 2, maximum 3 săptămâni va fi deblocată procedura de achiziție, cu siguranță, pentru că următorul lot va putea fi contractat, vor ajunge testele non-invazive pe bază de salivă în școli și ele se vor administra. Însă, ceea ce am asumat este următorul lucru. Pentru a consolida relevanța acestor teste, cel puțin pentru elevii de vârstă mai mare, cel puțin gimnaziu și liceu, acestea ar putea fi auto-administrate de către fiecare elev în școală, sub supravegherea cadrului didactic, care nu se implică în administrarea testului, dar care poate gestiona, centraliza rezultatul acestor teste. Cu precizarea făcută deja și de către domnul ministru, că în lege testarea nu este obligatorie. Dacă nu este obligatorie, acei elevi care, din păcate, nu au înțeles și nu vor înțelege importanța testării, nu vor avea accesul interzis la educație. Aceia care nu doresc, care refuză să testeze. Sigur, din perspectiva intru în haina cadrului didactic, este oarecum frustrant să ai o clasă de 30 de elevi în care 10-12 elevi îți spun noi nu vrem. Atunci măcar cunoaștem situația reală și nu mai distribuim tuturor teste pentru administrarea acasă. Dar asta necesită înțelegere și sprijin din partea colegilor cadrului didactic, care, repet, nu vor avea obligația testării, dar ar putea supraveghea procesul de auto-administrare a testelor din partea elevii. Domnule ministru, cred că în următoarea săptămână va fi dezvoltată această procedură de achiziție. Așa ne-a informat IGSU. Pe care ați primit-o. Dar elevii se vor
bănci, mă aștepta să prească cazurile în rândul elevilor, având în vedere că avem o variantă mai contagioasă. E posibil, important o să fie două lucruri. Cu părinții să își facă datoria și să țină acasă toți elevii care au simptome și să existe un triaj epidemiologic făcut cu responsabilitate de personalul didactic sau nedidactic de școală, care să evite intrarea în colectivitate a tuturor celor simptomatici. Dar ce vreau de didactic și nedidactic va mai fi testat și dacă da, în ce rit? Personalul didactic și nedidactic va fi testat? Conform hotărârii CNSU, testele non-invazive pe bază de salivă au fost, numărul lor a fost dimensionat în raport cu numărul total de preșcolari, elevi, personal didactic, didactic auxiliar și nedidactic. Deci vor avea în continuare acces deopotrivă și elevii și personalul din învățământ. Și la profesor Măfred, cine vrea să se testeze, nu? Asta este... Atâta vreme cât testarea nu este obligatorie prin lege și fac precizarea, din punct de vedere juridic, obligația de testare nu poate fi instituită nici prin ordin de ministru, nici prin ordin comun al ministrilor, nici prin hotărâre de guvern, nici măcar prin ordonanță de urgență. Obligativitatea testării, atunci când se va discuta de ea, va trebui, atât pot să vă spun, să fie instituită prin lege, dacă se va decide în acest fel. Până atunci nu există obligativitate. Ce se întâmplă în situația în care numărul locurilor în spitale pentru copii va fi ocupat 100%, dar pe județ nu trece de 75%? E o situație la care, sigur, ne gândim, dar să știți că gradul de ocupare al paturilor pentru copii de obicei este mai mic decât gradul de ocupare al paturilor pentru adulți. Proporția acestor paturi. Dar sunt tot mai mulți copii infectați în valul acesta. Da, sunt tot mai mulți infectați pentru că cifrele sunt mari. Adică te raportezi la 10.000 de cazuri pe zi, sigur că dacă compari cu 3.000 de cazuri pe zi, în mod evident și numărul de copii este mai mare. Este o situație pe care o analizăm și sigur că vom găsi un răspuns la întrebarea dumneavoastră. În istoricul acestei boli, până în momentul de față, proporția de paturi pentru copii ocupate nu a fost mai mare decât proporția generală de paturi pentru adulți. Ați crezut de data aceasta numărul paturilor, având în sunt mai multe? Sunt alocate, conform planului de reziliență, un total de 25.000 de paturi, care reprezintă 20% din paturile disponibile. În momentul de față, vă spuneam că sunt ocupate 16% din aceste 25.000 de paturi, nu de ATI, în general plus ATI. Iar posibilitatea de extindere luată în calcul este de mărire cu încă 10% până la vreo 37.000 de paturi la nivel național. Deci există două trepte, planul de reziliență cu 20% din paturi și o suplimentare cu încă 10% în cazul în care situația va impune, dar în mod evident, închiderea școlii se va face la 75% din paturile din planul de reziliență, nu la o eventuală extindere. Da. Mulțumim. Bun, revenim asupra datei de vaccinare, domnule ministru Rapila. După introducerea certificatului verde pentru accesul la mall, restaurante, etc., data de 22 octombrie am notat aici, s-a atins un număr de 128.000 de persoane vaccinate pe zi. În ultimele 24 de ore, în schimb, cu prima dată s-au vaccinat doar 5.771 de persoane, așadar vaccinarea bate 4 pe loc. De ce nu ați făcut nimic până acum pentru a mitiga această rată scăzută a vaccinării? Noi ceea ce a ținut de Ministerul Sănătății am făcut. Am făcut informări, v-am trimis-o în mod efectiv cea legată de vaccinarea copiilor. Suntem promotorii vaccinării pe orice cale, dar discuția despre certificatul verde n-aș vrea să o mai reluăm încă o dată. Ministerul Sănătății a realizat un draft al unei
legi care ar fi trebuit să fie într-un fel sau altul aprobate de Parlament. Acel proiect de lege s-a blocat. Știți bine că și colegii de la Partidul Național Liberal au promovat un astfel de proiect în luna octombrie, cred, care, din păcate, era unilateral, se referea doar la personalul medical, deci nu era un proiect pentru sănătatea publică, el avea foarte multe amendamente, fusese respins în Senat. Noi am făcut tot ce a ținut de noi încât să aducem partea de legislație care ar fi trebuit să fie adoptată în Parlament. N-a existat această decizie de natură politică. Mie îmi pare rău că lucrul ăsta nu este discutat și chiar asumat, pentru că se încearcă o pasare a responsabilității care nu este corectă și care, până la urmă, trebuie să ne asumăm cu toții, dacă vreți. Eu mă asum, dacă vreți, în sensul că sunt parlamentar și eu sunt unul din cele câteva sute de parlamentari, dar trecerea unei astfel de legi trebuie făcută cu acordul Parlamentului, pentru că punea în discuție limitarea unor drepturi și lucrul ăsta trebuie făcut prin lege, nu prin ordonanță. Vă răspund eu, iertați-mă. Vă răspund eu foarte la obiect în educație. Întrebarea este greșit formulată, cel puțin din perspectiva educației, pentru că, vă repet, peste 200.000 de angajați din învățământ, reprezentând peste 70% din numărul total de angajați în învățământ, sunt vaccinați. Este, așa cum am spus, cea mai numeroasă categorie socioprofesională vaccinată. 2. Aveam luni 2.838 de unități de învățământ, 2.838, cu rată de vaccinare 100%. Credeți că se poate mai mult de 100%? Puțin probabil. 3. Acum o săptămână, la finalul săptămânii trecute, ziua de vineri, aveam 456.000 de elevi vaccinați. Acum avem 460.000 de elevi vaccinați. Într-adevăr, într-o săptămână, creșterea cu un număr cu 4.000 este o creștere mică, dar este o creștere. Deci, în învățământ, și angajații și elevii înțeleg mai bine decât înțelege media națională importanța vaccinării. Sper că v-am răspuns. Rata vaccinării va explica domnul ministru. Atâta vreme cât discutam de un virus într-o variantă a cărui răspândire era împiedicată de vaccinare, a funcționat cu succes rata de vaccinare. Vreme de 2 luni. Atâta vreme cât omicronul afectează și vaccinați și nevaccinați, diferența o dă gravitatea formei, înseamnă că rata de vaccinare se justifică mai puțin decât se justifica în urmă cu 2 luni. În schimb, se justifică foarte bine legătura cu gradul de încărcare a spitalelor. Siguranță 100% nu există nici în România și nici în vreun alt stat al lumii. Este vorba de o gestiune a riscului, o gestiune echilibrată și responsabilă, în care câștigul, dat nu numai de stoparea pierderilor educaționale, dar și de stoparea și remedierea tulburărilor socio-emoționale. Din păcate, am văzut în ultimele zile chiar gesturi extreme ale unor tineri, ale unor elevi, care cu siguranță au legătură și cu presiunea pusă de lipsa de socializare prin trecerea școlii în online. De asemenea, sunt stopate și alte afecțiuni de ordin medical, iarăși nu intru pe domeniul domnului profesor, dar ne-au semnalat părinții din ce în ce mai multe afecțiuni oftalmologice ale copiilor generate de predarea online. Acestea sunt avantaje. Riscurile există, dar așa cum va explica domnul profesor, varianta Omicron, chiar dacă afectează și persoane vaccinate, dezvoltă forme mai puțin grave, care de obicei nu necesită spitalizare și oricum cei care sunt vaccinați au o rezistență suplimentară, au o șansă în plus de a nu dezvolta forme grave, care se transformă în siguranță dacă nu există și alte comorbidități. Deci este vorba de o gestiune echilibrată și responsabilă a riscului. Atâta vreme când n-am putut să vă răspund la întrebarea cât va mai dura această situație, nu putem să ne permitem să oprim în continuare procesul educațional. Deja costurile sunt imense. Tocmai de aceea am apreciat modul în care Ministerul Sănătății
a înțeles problemele din educație și vreme de zile întregi, indiferent ce alte probleme am avut, ne-am aplicat spre identificarea celor mai adecvate soluții într-o situație dată în care riscul nu poate fi eliminat 100%. Nici de noi, nici în România, nici altundeva. Asta le spun părinților. Și le mulțumesc pentru responsabilitate prin decizia de a nu-și trimite copilul la școală dacă au cele mai, minte, cele mai mici simptome specifice. În mediul rural, ca și în mediul urban, există deja măști livrate prin intermediul IGSU, începând de duminica trecută și luni. Această livrare a măștilor de protecție pentru uzul elevilor, mai ales a celor care întâmpină dificultăți în deținerea unui număr suficient de important de măști de protecție, se va face regulat, aprovizionarea se va face regulat de către IGSU. Am primit această garanție. Suntem în legătură permanentă cu toate inspectoratele școlare județene. Noi facem distribuția, modul de repartiție, numărul de măști necesar în fiecare județ pentru completarea stocurilor, iar de la nivel județean se face descentralizarea la nivel de școală. În mod normal, n-ar trebui să existe nicio școală care să aibă această problemă a măștilor de protecție. Cu siguranță da. Cu siguranță da. De mai mult timp am solicitat acțiuni de control comune, inspectorat școlar, direcție de sănătate publică, reprezentanții Ministerului de Interne, pentru a ne asigura că se respectă regulile sanitare, inclusiv din perspectiva aprovizionării cu substanțe de igienă absolut necesare, mai mult acum decât oricând altcumva. Domnule, în același timp, unde vorbim despre clase mici și este doar acolo este o problemă și în măsura în care există posibilitatea de înlocuire a acelui cadru didactic, managementul fiecărei școli, în funcție de specific, de numărul de angajați, de disponibilitate cadre didactice, va lua cele mai bune măsuri care se impun. De asta e nevoie de director profesionist în școli. Pentru că mai răspund. Scuze, vă rog. Vă mai răspund la o singură întrebare. Trebuie să plec. Și noi. Nu, da, la o întrebare. Hai să înțelegem. O întrebare. Ați fost acuzat în partea publică de pasivitate în gestionarea pandemiei. Cum le răspund celor care vă acuză de așa ceva? Ce măsuri concrete ați luat pentru eu tocmai v-am explicat măsurile concrete puțin mai devreme. Nu știu cine m-a acuzat de pasivitate. Așa că acest gen de declarații în partea unor persoane care probabil că nu știu ce înseamnă o activitate responsabilă în favoarea sănătății publice, din punctul meu de vedere, nu au niciun fel de valoare. Eu și colegii mei lucrăm în fiecare zi foarte mult. Am pus la punct un sistem funcțional care trebuie operaționalizat exact în aceste zile, cum n-a mai existat în România de foarte mult timp. Lucrul ăsta pe care l-am rezolvat în 45 de zile, cred că merită, dacă nu aprecieri, măcar abținerea unor persoane de la a critica ceva care fie nu cunosc, fie nu înțeleg, fie pur și simplu au o frustrare pe care și-o manifestă spațiul public. Vă mulțumesc. Am și o completare. Domnul ministru, mai puțin. Da. Intru pe domeniul medical, da, și nu pot să așa. Faptul că din aceste discuții am constatat că există o oglindă în timp real, detaliată, la nivelul fiecărui județ cu privire de gradul de încărcare a fiecărui spital, constituie, cred eu, un argument pentru buna gestionare a situației. Am lucrat cu mai mulți ministri ai sănătății. De data asta am găsit la Ministerul Sănătății, unii mai bine, cu alții mai puțin bine, dar de data asta chiar am găsit răspunsuri. O singură precizare, da, aș mai avea cu permisiunea dumneavoastră, câte școli în acest moment, instituții de învățământ din România, au activitatea în online pentru că au cazuri în cel puțin jumătate de clasă. Dacă aveți această statistică. Nu există raportată nicio unitate de învățământ care să aibă activitatea suspendată în întregime. Nu există raportare cu privire la unitate de învățământ, însă tot astăzi am solicitat tuturor inspectoratelor școlare județene să ne raporteze următoarele lucruri. În timp real să ne raporteze și să centralizăm la Ministerul Educației. Numărul de clase cu activitatea suspendată din motive de infectare,
numărul de unități de învățământ, ceea ce ați întrebat, numărul de elevi din aceste clase, respectiv din aceste unități de învățământ. Raportările vor fi transmise către domnul secretar de stat, aici de față prezent. Deci toate aceste date vor fi comunicate de către Inspectoratul Ministerului Educației, centralizate și făcute publice. Vă mulțumesc și eu.